Domnule primar, primul mandat de primar se apropie de final și cu această ocazie dumneavoastră solicitați încrederea comunității din Nanov pentru încă un mandat de 4 ani. Aș vrea să începem acest interviu prin a ne spune dumneavoastră ce proiecte ați început, ce proiecte ați terminat și ce intenționați pentru viitor să realizați pentru locuitorii din Nanov. Pe scurt, nu vreau să intrăm în detalii tehnice, dacă se poate. Bun, mulțumesc de vizită în primul rând. Într-adevăr, se apropie sfârșitul mandatului. Un mandat cu foarte multe încercări, foarte multe provocări. Un mandat scurt, din punctul meu de vedere, pentru că știți foarte bine că s-au devansat data alegerilor și suntem practic undeva la 3 ani și jumătate ca timp. Un mandat care pentru mine a însemnat o mare provocare și acum, spre sfârșitul mandatului, pot să spun cu mândrie că avem foarte multe realizări. Realizări notabile, realizări de care comunitatea avea nevoie, realizări pe care noi le-am avut ca și prioritate și ca o paranteză, în momentul în care am preluat acest mandat, localitatea se afla pe un loc la coada clasamentului, pe un loc pentru absorbția de fonduri europene. Astăzi, localitatea Nanov poate să se mândrească că suntem între primele localități la absorbție de fonduri europene. Din județul Telorman. Din județul Telorman, bineînțeles. Cred că chiar pe primul loc din toate localitățile rurale. Adică oamenii trebuie să înțeleagă că ați luat cei mai mulți bani europeni pentru proiectele depuse, evident. Cei mai mulți bani europeni, vorbesc de fonduri deja obținute, cu finanțări deja obținute, cu ordin de ministru deja semnat. Într-adevăr, o parte din lucrări încă nu am început execuția, cum este proiectul de gaz, de exemplu, dar suntem foarte aproape să finalizăm documentația și sper eu că în scurt timp, după procedura de licitație, să începem lucrarea. Ok, dați-ne 3 proiecte realizate, câte avem în curs și înțeleg că cel de gaze urmează. Aș putea să vă dau mai multe 3 proiecte. Dar o să încerc să le enumerez pe cele mai importante. Este vorba de proiectul de reabilitare a străzilor din localitate, asfaltarea, un proiect destul de complex care însumează undeva astăzi la aproape 12 km de drumuri asfaltate, un proiect cu o valoare de mai bine de 5 milioane de euro. Acoperă întreaga localitate? Nu acoperă întreaga localitate, este un proiect care acoperă cam 60% din localitate, dar noi mai avem încă un proiect aproape finalizat ca și cerere de finanțare și cu acest proiect cu siguranță să acoperim cam mai mult de 80% din străzile din localitate. Acesta ar fi un. Al doilea proiect este implementarea unui sistem de supraveghere cu camere performante pe raza întregii localități. Cred că este, din câte am discutat și în majoritate, este un proiect cam cel mai performant din județ. În completarea acestui proiect avem și o cameră termică și cred că suntem a treia localitate din România care deține o astfel de cameră. O cameră care poate să ajute diverse situații de urgență, la diverse incendii și, mă rog, situații care sunt de istru. Ăsta este al doilea proiect. Ar mai fi reabilitarea instituțiilor de învățământ. Au fost niște proiecte foarte complexe. Mă refer și la reabilitarea școlii gimnaziale, un proiect pe fonduri de mediu și a grădiniței din locul, una din grădinițele din localitate, un proiect obținut din fondurile Compania Națională de Investiții. Un alt proiect este un proiect foarte care mă mândresc foarte mult pentru că este un proiect obținut prin Programul Național de Redresare și Reziliență. Este vorba de extinderea rețelei de canalizare și de apă, o rețea mai bine de 22 de kilometri, care urmează să se execute
Și vreau să spun că suntem doar două localități din județul Târgu care au obținut fonduri prin PNR. Namurul este una dintre aceste. Iată că, deși nu aveți așa tangențe cu mediul public, să spun așa, ați venit din mediul privat, v-ați adaptat foarte bine, să spun, nevoilor și știm foarte clar cu toții că în România birocrația este stufoasă și necesită mult timp și multe abilități, să spun așa, ca să poți să reușești să obții și ați obținut destul de mulți bani în ultima perioadă și pe mai multe domenii, să spun, și programe. Care este principalul reproș pe care vi-l aduceți? Nu știu, mă gândesc că v-ați făcut un bilanț al celor 4 ani de mandat, că, na? Am făcut. Care este principalul reproș pe care vi-l aduceți dumneavoastră și apoi vreau să-mi spuneți și oamenii ce vă reproșează? Am făcut un bilanț, într-adevăr aveți dreptate, pentru mine a fost un pic diferit să mă acomodez la ceea ce se întâmplă ca și sistem public. În privat este la 180 de grade, nu are legătură cu ce se întâmplă. Am avut norocul și de o echipă foarte competitivă, oameni care, pe care mă pot baza proporții de 100%. Cu adevărat, birocrația este una care ne stufoasă, una care ne omoară foarte mult și ne mănâncă foarte mult timp. Eu, în momentul în care am intrat pe acest drum și am luat mandatul, cel puțin ca și timp aveam alte așteptări. Am observat că nu pot să ard foarte multe etape și că trebuie să aștept să îndeplinim această birocrație care, până la urmă, are rostul ei. Vorbim de avize, vorbim de diferite documente care ne sunt necesare pentru întocmirea documentației, în special pentru aceea care ne ajută la obținerea. Bineînțeles că dacă nu sunt trecuți toți pașii, evident că nici proiectul nu se obține, nu se obține finanțare și, prin urmare, nu are sens să ne hamăm la un proiect de o asemenea anvergură dacă nu urmăm pașii necesari și care sunt, ne condiționează, practic, pentru finanțare. Corect. Vreau să fac o paranteză aici. Am și câțiva consultanți externi, în special pe implementare de proiecte pe fonduri europene, oameni pregătiți pe această zonă, ne-au ajutat foarte mult și o mare parte din ceea ce înseamnă rezultate înseamnă și tot ceea ce au făcut dânsii pe această zonă. Ca și reproș, poate că ar fi trebuit să găsesc mai mult timp să stau în localitate. Este una din problemele pe care mi-au sesizat-o cel puțin cetățenii localității. Dar vreau să vă spun următorul lucru și anume că nu puteam să ajungem la această performanță, asta să ne mândrim cu investițiile care de astfel se văd și de care beneficiază cetățenii. Pe care vin am enumerat un pic mai devreme, dacă nu ar fi fost implicat. Pentru a obține toate aceste rezultate, a fost nevoie în special de foarte multe drumuri la București, pentru că instituțiile care reprezentative pentru, da. Vorbesc de Ministerul Dezvoltării, vorbesc de Ministerul Fondurilor. Oamenii cu bani. Da. Compania Națională de Investiții, Agenția de Mediu și așa mai departe. Sediile sunt la București și a trebuit foarte mult timp să fac acest drum, Alexandre, Nano București și în consecință a trebuit să rup de undeva și am rupt din timpul pe care ar fi trebuit să-l petrec în localitate, dar am fost întotdeauna în temă cu ce se întâmplă în localitate. Care sunt principalele probleme care vi le aduc la cunoștință locuitorii din Nano? Ei sunt foarte aproape de Alexandria. Sunt, să zicem, în miezul problemelor, dacă vreți, și cunosc foarte bine situația, cred că și la nivel județean. Sunt oameni foarte bine informați, cred, aici în Nano. Sunt mai multe aspecte pe care aș vrea să vi le spun în această idee și anume, astăzi, din păcate, ne confruntăm cu lipsa mijloacelor de transport în comun, fostele autobuze, ca să zic așa. Da, care mergeau până la pădure, până la mănăstirea din Nadămeș, da, e adevărat. Este un proiect pe care noi îl avem în vedere, un proiect discutat, chiar foarte discutat, în special cu reprezentanții Primăriei Alexandria, pentru că noi trebuie să facem un parteneriat cu Primăria Orașului Alexandria.
Ne-am lovit de un aspect și anume faptul că Alexandra a câștigat un proiect pe fonduri europene, achiziția celor autobuze electrice, pe care le vede toată lumea, peste că deja circulă, toată lumea, și după cum bine știți, obligativitatea eligibilității acestui proiect este ca timp de 5 ani de zile aceste autobuze să circule doar pe raza orașului Alexandra. Eu am spus-o, noi am făcut câțiva pași care să ne ajute în momentul în care expiră această obligativitate, această perioadă, da, de obligativitate. Am modernizat stațiile de autobuz, am făcut o achiziție, un teren care să asigure zona de întoarcere a autobuzelor acolo în capăt, ați menționat un pic mai devreme. Ținem un contact în continuare, avem un contact direct și am găsit înțelegere în persoane care reprezintă primăria Alexandria. Și cu siguranță o să avem și da, cred că sunt foarte mulți oameni din Narov care lucrează în Alexandria și cred că le-aș facilita probabil mai ușor deplasarea, deși sunt câțiva kilometri, unii poate pe timp frumos merg pe jos, nu sunt nevoie să mai ia, până la urmă ar trebui să existe așa cum era odată un mijloc de transport. Un alt lucru și ar trebui să primeze nu doar pentru localitatea Narov, ar trebui să primeze pentru toți primarii, indiferent de distanța față de anumite orașe, indiferent de numele localității, este faptul că oamenii au nevoie de siguranța zilei de mâine și anume de locul de muncă. Eu am încercat prin mijloacele pe care le-am avut și să pot să ajut oamenii din localitate. După cum bine știți, noi am fost și suntem în continuare în vederea unui mare retailer sau unora, pentru că sunt două. Da, a fost un subiect dezbătut la vremea respectivă și toată lumea spunea că vă puneți, sunteți împotriva, să zicem, venirii, că până la urmă despre asta era vorba, unui supermarket, hipermarket în localitatea Nano. Nu sunt împotrivă, din contră, eu chiar sunt persoana care pot spune că încurajează pe cât de mult astfel de investiții. Pe de altă parte, sunt la fel de conștient că o astfel de investiție trebuie să fie și reciproc avantajoasă și comunitatea trebuie să beneficieze de anumite facilități legale din partea dezvoltatorilor. Comunitatea, prin mine, a cerut un drept de prevențiune, prioritate la angajare față de cetățenii care locuiesc în localitatea Nano și sper că la un moment dat să materializeze. În ce stadiu este acest proiect acum? Se lucrează în continuare la vize. Eu nu pot să știu exact care este procedura. Mă gândeam că poate ați mai comunicat cu respectivii reprezentanții. Da, a fost o comunicare, destul de transparentă și corectă. Dar cu privire la efectiv la ceea ce înseamnă dezvoltarea proiectului, este probabil o hotărâre care privește strictă compania respectivă, nu am astfel de informații. Eu sper la un moment dat să se materializeze, pentru că va ajuta cu siguranță comunitatea. Care este principalul proiect pe care intenționați să-l implementați imediat după ce sau dacă veți obține un nou mandat de primar? Avem în lucru și țin foarte mult la proiectul pe care tocmai ce l-am semnat cu Compania Națională de Investiții de câteva săptămâni în urmă, modernizarea și extinderea grădiniței cu program prelungit din zona Adămești, cum cunoaștem noi aici în localitate. Un proiect foarte muncit, un proiect foarte complex și pentru mine chiar a fost una dintre marile provocări. De ce? Ce? Pentru că, în primul rând, sunt foarte conștient că în dezvoltarea unei comunități stă educația, asta în primul rând, și doresc că, pe cât se poate să implementăm cât mai multe proiecte pe zona de educație. Da, să le creați niște condiții mai moderne, să spunem, da. Iar proiectul în sine a fost unul care a fost cu foarte multe semne de întrebare, de la clădire, fiind o clădire foarte veche, o clădire care, în momentul în care ne-am apucat efectiv de reabilitare, am descoperit că
trebuie să făcute lucrări de reconsolidare, am niște alte avize, expertize, alte expertize. Da. Din păcate am avut și neșansa că anul trecut, datorită unui eveniment nefericit care a avut loc în Turcia, știți foarte bine, da, putem respectiv să se schimbe un pic legislația și pe această zonă și trebuie să ne adaptăm. A mai fost și acest blocaj pe care l-am simțit cu toții anul trecut cu privire la finanțările care au venit din zona, în special a Ministerului Dezvoltării. Bună parte din an, aproape 600 de zile, nu s-a finanțat, da, absolut nimic. A fost o problemă generală la nivel național. La nivel național, dar într-un final lucrurile s-au remediat, am reușit să semnăm contractul final și avem într-adevăr un termen scurt de 4 luni de zile pentru execuția lucrării, plus o lună pentru diverse echipamente și ce mai ține efectiv de funcționalitatea instituției respective. Deci ar fi principalul, da, proiect, să zicem. Este un proiect și eu aș vrea ca anul școlar 2024-2025 să începem în această unitate nouă. Acum, pe final, pentru că dacă mai vreți dumneavoastră să menționați ceva legat de comunitate, dacă nu, aș vrea să le transmiteți un mesaj cetățenilor din comună, cu toate că știu că interacționați acum cu ei destul de des și față în față și pe străzi. Am văzut că și cu atât mai mult cu cât începe campania electorală. Eu vreau în primul rând să le mulțumesc pentru încredere. Sper că nu am dezamăgit și sper pe această cale să îi asigur de toată disponibilitatea mea și pentru anul, mandatul 2024-2028. Sunt în contact și voi rămâne în continuare o persoană foarte dedicată la absolut tot ceea ce înseamnă problemele comunității și vor găsi în mine un sprijin total și necondiționat, indiferent de situația în care se află primăria la vremea respectivă. Mulțumim pentru toate aceste informații și vă urăm mult succes! Mulțumesc mult de tot și eu vă mulțumesc dumneavoastră pentru vizită și pentru că mi-ați acordat această șansă să exprim câteva cuvinte.